Prorocul zicea din Vechiul Testament: ascultă ce zice Domnul, iată postul care îmi place, împarte pâinea ta cu cel flămând, împarte hainele tale cu cel dezbrăcat, împarte-ți grijile tale cu cei săraci și sărmani, cu bolnavi și cu cei în temniță. Acesta-i postul care ne atașează pe unii de alții, ne face o familie. Toți am greșit, dar toți ne rugăm și ne ajutăm și mergem împreună către Dumnezeu, că nimeni nu poate să meargă singur către Dumnezeu.